Credem cu tărie că El a murit pentru păcatele noastre și credem tot cu tărie că El a fost înviat pentru că suntem iertați și să potiți neprihăniți înaintea Tatălui Ceresc. De aceea îi mulțumim Lui pentru harul acesta și zicem binecuvântat să fie Mântuitorul nostru. În vremea aceasta, creștinătatea serbează încă învierea glorioasă a Domnului Iisus Hristos și noi cu bucurie ne alăturăm lor, fraților noștri. Dar pentru că în dimineața aceasta serbăm împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, am găsit cu cale să citesc acest pasaj care descrie înaintea ochilor noștri unul dintre cele mai importante momente din viața pământească a Domnului Iisus Hristos. Despre momentul acesta, în urmă cu o săptămână și jumătate, am împărtășit cu dumneavoastră câteva gânduri, dar am trecut prin această relatare a momentului Ghetsimani din viața Domnului Iisus, fugitiv în seara aceea, pentru că timpul era scurt, nici acum nu este timpul prea generos cu mine, dar n-aș vrea să credeți că mă plâng, îmi doresc tare mult puținul pe care îl împărtășesc cu dumneavoastră să vă fie de folos. Dacă vă va fi de folos, pentru mine lucrul acesta va fi suficient. Mă voi bucura. Am spus că momentul Ghetsimani este unul dintre cele mai însemnate momente din viața pământească a Domnului Iisus. Și va trebui să mă explic de ce cred cu tărie lucrul acesta. Aș vrea să vă spun că în seara aceea când Mântuitorul Iisus a instituit cina de taină și legat de ea spălarea picioarei, după ce a instituit aceste lucruri, unul dintre ucenici a plecat să împlinească ceea ce avea pe inimă să facă, iar Domnul Iisus s-a dus cu ucenicii săi, dincolo de zidul cetății Ierusalimului, a trecut pe râul Chedronului și a intrat, spun evangheliștii, într-o grădină de măslin numită Ghetsimani. Nu știu în vremea aceasta cum arată Ierusalimul. Dar în vremea de atunci, spunea cineva că în Ierusalim nu existau locuri deschise pe care să le poți numi grădini. Cetatea aceasta fiind așezată pe creasta unui deal, avea un spațiu limitat și prioritare au fost locuințele, așezările. Grădinile lipseau din cetate. Ele se găseau în afara cetății și oamenii bogați din cetate sau mai de departe aveau cumpărate diferite locuri, diferite grădini în prejurul Ierusalimului. Într-una dintre acestea, nu știm cărui i-a aparținut, Mântuitorul a intrat în seara aceea cu ucenicii săi. A intrat acolo pentru ca să se roage în vederea lucrurilor care urmau să vină asupra Lui. Sunt câteva lucruri pe care trebuie și putem să le învățăm din aceste momente pe care Iisus le-a petrecut în Ghetsimani. Când spun momente, nu mă refer la câteva minute, câteva secunde, ci mă refer la două sau trei ceasuri, cât se pare că a stat Mântuitorul cu ucenicii de când a intrat până când a fost arestat și dus de acolo către curtea Marelui Preot. Primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm din această experiență din viața Domnului Iisus este valoarea și importanța rugăciunii. Spun lucrul acesta, poate că pentru unii pare că n-ar fi necesar, dar aș vrea să vă spun că printre creștini am întâlnit și învățături ciudate cu privire la rugăciune. Nu le-am auzit rostite de la amvon, pentru că dacă le-aș fi auzit rostite de la amvon, acele învățături ciudate, probabil că oamenii respectivi n-ar mai fi ajuns pe la amvon cu grabă. Dar le-am auzit în discuții paralele și am să vă spun una dintre ele. Am auzit spunându-se că atunci când te rogi cu credință înaintea lui Dumnezeu, nu trebuie să îi spui lui Dumnezeu de mai multe ori același lucru. I-ai spus odată lucrul acela care te apasă, care te frământă, care te preocupă și dacă i-ai spus odată, îi de ajuns. Lucrul acela nu trebuie să-l mai aduci încă o dată înaintea lui Dumnezeu.
El l-a auzit din gura ta. El știe că ai nevoie de El. De ce să te mai rogi încă o dată? Adevărul este că rugăciunile Domnului Iisus au avut mult mai multă trecere înaintea Tatălui Ceresc decât rugăciunile oricărui alt om muritor de pe pământul acesta. Și totuși, vedeți dumneavoastră în grădina Ghețimani, Mântuitorul Iisus s-a rugat de 3 ori cerând de la Tatăl Ceresc aceleași lucruri. El a rostit aceleași cuvinte. În primul ceas petrecut în rugăciune, El a rostit niște cuvinte care ne sunt arătate aici. S-a întors, i-a găsit pe ucenici dormind, i-a mustrat puțin. Ei n-au știut ce să-i răspundă. I-a lăsat acolo, spunându-le să vegheze încă. S-a depărtat din nou, s-a rugat și spune evangheliștii într-un glas, Domnul a rostit aceleași cuvinte, adică a avut înaintea Tatălui aceeași cerere. S-a întors iarăși la ucenici, i-a găsit din nou dormind, i-a trezit, i-a lăsat iarăși acolo, s-a dus pentru a 3-a oară și s-a rugat, repetând aceleași cuvinte. Iată că și în practică, așa ca și în teorie, Mântuitorul Iisus, în practică, așa ca și în învățătură, Mântuitorul Iisus i-a învățat pe ucenici și ne învață pe noi că atunci când aducem înaintea Tatălui o cerere, trebuie să o aducem cu stăruință. Trebuie să ne rugăm pentru ea. Răspunsul s-ar putea să nu vină imediat după prima rugăciune. Poate nici măcar după a doua. Poate să te rogi pentru o anumită cauză, o anumită problemă, chiar un an de zile și să nu vină răspunsul. Dar cu toate acestea, Mântuitorul Iisus, așa cum spuneam și în învățătură și în practică, ne-a arătat că trebuie să aducem înaintea Tatălui nostru Ceresc rugăciuni stăruitoare. Și așa trebuie să facem. Domnul să ne ajute la aceasta. Apostolul Pavel și el s-a rugat de mai multe ori pentru diferite probleme din viața lui și a avut un moment în care Dumnezeu i-a dat un răspuns și i-a spus, Pavele, harul meu îți este de ajuns. Abia atunci când el a căpătat acest răspuns din partea lui Dumnezeu Tatăl, a încetat să se mai roage pentru problema respectivă. Dar stăruința rugăciune, dragii mei, aș vrea să vă spun, este o învățătură biblică și noi trebuie să ne rugăm până când căpătăm răspuns la rugăciunile noastre. Ca să întăresc imaginea aceasta sau ideea aceasta, am să vă spun, cunosc un caz. Sună rece cuvântul acesta. Caz, parcă aș fi un avocat. Cunosc o experiență. O persoană, sau mai precis, o soră dintr-o biserică din Arad, care s-a rugat pentru soțul ei timp de peste 25 de ani. 25 de ani în care se părea că cerul este închis la rugăciunile ei. Dar în perioada aceasta, ea a continuat să se roage. Rugăciunilor ei i s-au alăturat rând pe rând copiii pe care i-a avut de la Domnul. Și în sfârșit, după vreo 25 de ani, Dumnezeu a schimbat inima soțului, s-a întors acasă. Și atunci când am făcut o vizită în România, în biserica de unde am plecat, am văzut pe bărbatul acesta în biserică. Am fost foarte emoționat, m-am apropiat de el și am spus, mă bucur din toată inima că te văd aici. Locul dumitale a fost întotdeauna aici. Dar mă bucur că, în sfârșit, ai înțeles lucrul acesta și te văd aici. Aș vrea să vă spun, stăruința în rugăciune este o învățătură biblică. Și noi trebuie să stăruim în rugăciunile noastre. Doamne, pune râna aceasta în noi. În al doilea rând, aș vrea să înțelegeți de la Domnul Iisus, din episodul acesta numit Ghețimani, că cea mai bună pregătire în fața lucrurilor cu care urmează să ne confruntăm rămâne rugăciunea. De multe ori ne gândim la lucrurile care stau în fața noastră, încercăm să le imaginăm, încercăm să le prevedem, încercăm să ne luăm măsuri cu privire la ele. Și de multe ori s-ar putea ca măsurile noastre să se dovedească insuficiente, nefolositoare chiar. Și Mântuitorul Iisus ne învață în dimineața aceasta, prin exemplul pe care ni-l oferă în Ghețimani, că cea mai bună pregătire în fața evenimentelor cu care urmează să dai piept eu și tu, rămâne rugăciunea. Orice altceva se va dovedi nefolositor. Dar rugăciunea, să știți că ne întărește. Binecuvântat să fie Domnul! Amin.
În al treilea rând, să știți, învățăm de la Domnul Iisus din Ghețimani că rugăciunea, mai înainte de a pune în mișcare mâna lui Dumnezeu, are un efect extraordinar, transformator asupra noastră. Mă uit aici și vreau să vă spun, este aici, în această experiență din Ghețimani, ceva ce mie îmi va veni foarte greu să vă explic. Îmi este greu pentru că mi este greu să înțeleg și mi este greu să-mi găsesc cuvintele potrivite. În teologie se vorbește mereu despre Sfânta Trăime. Despre faptul că în Dumnezeire există trei ființe distincte care împărtășesc aceeași esență, aceeași natură, aceleași atribute, care colaborează și care au voință proprie, dar voințele celor trei făpturi din Dumnezeire sunt ușor depus în armonie. Sunt, dacă vreți, identice. Și teologii se luptă să-și găsească limbajul potrivit pentru a explica cum se poate întâmpla ca în Dumnezeire trei persoane distincte să existe, să aibă voințe proprii și totuși voințele lor să coincidă. Din experiența noastră omenească înțelegem că voințele oamenilor sunt greu de pus în armonie. Într-o familie sunt 4, 5, 6, 10 persoane și cam tot atât de multe voințe. În Dumnezeire, cele trei voințe sunt armonioase, sunt una. Dar totuși când citesc cuvintele rostite de Domnul Iisus, îmi întâlnesc aici ceva ce îmi va fi greu să vă explic. Mântuitorul Iisus s-a rugat și nu odată, ci de 3 ori și a spus următoarele cuvinte. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Și acum vă rog să luați aminte la următoarele cuvinte. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Nu știu să vă explic prea bine în ce fel voința Domnului Iisus, acolo în Ghețimani, era diferită într-o mică măsură, poate, de voința Tatălui Ceresc și a fost nevoie de multă rugăciune pentru ca voința Lui să se supună pe de-a întregul voii Tatălui Ceresc. Dar cuvintele acestea, exact lucrul acesta îl pun în lumină. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Ceea ce vreau să vă spun însă, și lucrul ăsta nu este îndoielnic, este cert. Rugăciunea de cele mai multe ori, dacă este rugăciune, ea are efect asupra noastră. Pe noi ne transformă. Pe noi ne schimbă gândirea noastră, percepția noastră. Nu vi s-a întâmplat niciodată să plecați de acasă spre biserică la un timp de rugăciune, socotind ce cere să aduceți înaintea lui Dumnezeu și cum să puneți problemele, iar când plecați înapoi spre casă, să plecați cu o percepție schimbată, cu o voie schimbată, cu o voie după voia lui Dumnezeu. Eu am trecut prin experiența aceasta. Am vrut să-i spun lui Dumnezeu cam cum să intervină, cum să lucreze, cum să schimbe pe unul, pe altul. Și după ce am petrecut 2 ceasuri în rugăciune cu frații mei marțea seara aici, am plecat din locul acesta dorind ca Dumnezeu să mă schimbe pe mine. Dorind ca Dumnezeu să transforme în viața mea ce mai este de transformat. Aș vrea să vă spun, rugăciunea, dacă este rugăciune, aceea ne transformă mai întâi de toate pe noi. Și apoi îl pune pe Dumnezeu în mișcare. Noi ne așteptăm de multe ori ca doar Dumnezeu să reacționeze la rugăciunile noastre și schimbarea din viața noastră o lăsăm pe săptămâna viitoare, peste 2 ani, peste când o fi la pensie, dacă se poate. Nu. Vreau să vă spun, rugăciunea adevărată, ea trebuie să ne schimbe pe noi. Dacă după ce te-ai ridicat de pe genunchi, ești același om, cu aceeași încăpățânare, cu aceeași voință, cu aceeași cu aceleași idei, rugăciunea aceea se poate întâmpla să nu fi fost o rugăciune autentică. Rugăciunea autentică te schimbă pentru că stai în prezența lui Dumnezeu. Și în prezența lui Dumnezeu, oamenii se schimbă. Amin? Amin.
Aș vrea să fac un pas mai departe și aș vrea să vă spun că în seara aceea, în ceasul acela, Mântuitorul Iisus a mai rostit un cuvânt pe care am încercat mult să-l înțeleg. I-am ascultat de-a lungul vremii pe mai mulți predicatori în încercările lor de a-l explica. Și acum îl voi aminti în fața dumneavoastră. Mântuitorul Iisus s-a rugat înaintea Tatălui și a zis așa: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Negreșit, el vorbea în chip simbolic. Pentru că acolo în grădina Ghețimani, în fața lui, nu exista niciun pahar, un obiect fizic pe care noi îl numim pahar. Când Domnul Iisus vorbea despre paharul acesta și zicea, dacă este cu putință, îndepartă-l de la mine. El avea în vedere ceva anume. Și m-am întrebat de multe ori, de ce? Foarte mulți predicatori merg pe ideea că paharul la care Domnul Iisus se referea, paharul pe care îl întrezărea înaintea lui și pe care îi venea greu să întindă mâna și să-l ia, este paharul suferințelor lui. Până la un punct, eu cred că este așa. Însă aș vrea să vă spun că pe Domnul Iisus în Ghețimani, nu suferințele fizice l-au înspăimântat și l-au înfiorat. Nu faptul că știa că peste câteva ceasuri mâinile vor fi străpunse de cuie. Nu faptul că va ști că peste câteva ceasuri va fi lovit în cap cu trestia sau îi se va pune o cunună de spini. Că va fi atârnat în cuie, acolo în mijlocul mulțimii. Cred cu tărie că nu durerea fizică l-a înfiorat pe Domnul Iisus. Și mai mult decât atât, durerea sufletească. Cred că în momentul acesta de agonie a fost o problemă sau, dacă vreți, o luptă a sufletului, pentru că el însuși le-a spus celor trei ucenici ai săi pe care i-a luat aproape cu el acolo în grădină, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Paharul acela era suferința sufletească a Mântuitorului Iisus. Pentru că în paharul acela erau toate fără de legile omenirii. De la Cain și până la cel din urmă om care va trăi pe pământul acesta. Toate erau adunate la o altă în paharul acela și paharul acela stătea în fața Domnului Iisus. Paharul acela trebuia să-l bea el. El, cel neprihănit. Acela care n-a făcut niciodată niciun rău la nimeni. Acela în gura căruia nu s-au găsit niciodată nici vicleșug, nici înșelătorie și nici minciună. Acela care era neprihănirea lui Dumnezeu. Acela trebuia să fie făcut responsabil pentru toate răzvrătirile noastre. Pentru toate neascultările noastre. Pentru toate minciunile noastre. Pentru toate faptele noastre. Și când spun noastre, mă refer la oamenii din orice vreme, din orice cultură și din orice loc. Se vorbește de multe ori printre cercetătorii Scripturilor despre faptul că Hristos a murit doar pentru o parte din oameni. Este greșit? Apostolul Ioan, când își scrie epistolele sale, într-una dintre ele, în capitolul al doilea, versetul al doilea, el spune așa: Iisus a murit pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. În paharul acela care stătea în Ghețimani, în fața Domnului Iisus, erau cuprinse toate păcatele lumii. Și aș îndrăzni să spun, pornind de la acest adevăr, că jertfa Domnului Iisus ar fi fost suficientă ca să asigure mântuire pentru toate miliardele de ființe omenești care au trăit, care trăiesc sau care vor trăi vreodată pe pământul acesta. Jertfa Domnului Iisus ar fi fost suficientă să le asigure mântuire la toți. Însă nu vor avea parte de ea decât aceia care o primesc. Și decât aceia care, după ce o primesc, umblă cu Dumnezeul mântuirii lor, cu Domnul Iisus toată viața lor pe pământul acesta. În grădina Ghețimani, Mântuitorul Iisus a rostit câteva cuvinte de o neasemuită frumusețe și de o foarte mare însemnătate.
Le-a spus ucenicilor, Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și adevărul acesta, să știți, că privește omenirea din orice vreme și din orice loc. De multe ori, inima ne îndeamnă să luăm hotărâri înaintea lui Dumnezeu și uităm că trupul acesta de carne are limitele lui. Vorbeam ieri cu fratele Mircea la telefon și mi-a spus, așa ca în trecere, despre o hotărâre pe care a luat-o cineva cândva, neținând seama de faptul că trupul acesta de carne are și el limitele lui. Mântuitorul a spus, rugați-vă și vegheați. Vegheați și rugați-vă. Rugăciunea este combinată cu vegherea. Nu-i destul să te rogi. E bine să te rogi cât de mult, dar trebuie să fii și veghetor. Pentru că Duhul este plin de râvnă, dar carnea, adică trupul, are și el limitele lui. Un alt lucru pe care Domnul l-a spus ucenicilor, un alt mare adevăr, destăinuit acolo în grădină, un principiu, dacă vreți, de viață, i l-a spus lui Petru, dar l-a spus în așa fel încât să-l audă toți. Și l-a scris Matei, ca să-l auzim și noi. Cine scoate sabia, a spus Domnul Iisus, de sabie va pieri. Adică, mai simplu spus, mai pe înțelesul nostru, că noi nu avem săbii. Nu aveți niciunul sabie. Dacă vei trata cu dispreț pe cineva, mai devreme sau mai târziu, de același lucru vei avea parte. Dacă te vei uita de sus la cineva, mai devreme sau mai târziu, vei ajunge să fii privit în felul acesta. Dacă vei vorbi cu asprime cuiva, așteaptă-te ca mai devreme sau mai târziu, în același fel, cineva să-ți vorbească și ție. Cine spune sabia, a spus Domnul Iisus, de sabie va pieri. Un alt lucru pe care aș vrea să-l învățăm de la Domnul Iisus și care a avut loc acolo în Ghețimani, este faptul că facerea de bine nu trebuie să fie niciodată motivată de interese. Acum noi știm că Petru a fost cel care a lovit cu sabia. Și lovind cu sabia, el a tăiat urechea marelui preot. Întrebarea mea este următoarea. Ce datorie, ce motivație, ce obligație ar fi avut Domnul Iisus ca să ia din țărână urechea aceea, să o așeze la locul ei și să se lipească, să-i o vindece? Avea Domnul Iisus vreo obligație, vreo responsabilitate față de omul acesta? O, fără îndoială că nu. Pentru că Malhul, robul marelui preot, venise împreună cu ceilalți cu gândul să-l prindă pe Domnul. Pentru că venise cu sabie și venise cu ciomag acolo și cu gânduri amare în inima lui. Dar Domnul Iisus a luat urechea lui de jos. Probabil că, așa cum gest Andru, a șters-o de țărână, a așezat-o la locul ei și urechea s-a prins instantaneu. Pentru că era Fiul lui Dumnezeu acela care a pus-o înapoi. Și aș vrea să învățăm de la El că facerea noastră de bine, atunci când o putem face, n-ar trebui să fie motivată de interese sau să avem anumite așteptări. Eu și tu, ca și copiii Domnului Iisus, să fim gata să facem bine ori de câte ori cineva din jurul nostru are nevoie de ajutorul nostru. Chiar și pentru dușmanul nostru. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Aș vrea să vedeți că rugăciunea Domnului Iisus l-a și întărit. Pentru că după ce s-a rugat și s-a rugat atât de intens încât sudoarea lui s-a transformat în niște picături ca și picăturile de sânge, atunci când au venit să-l prindă, Mântuitorul Iisus s-a ridicat de acolo, de ieșit în întâmpinare, spune Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 18, și i-a întrebat, pe cine căutați? Și oamenii aceștia au spus, pe Iisus. Și el a spus, eu sunt. Dacă pe mine mă căutați, pe ceilalți lăsați să plece în pace. I-a întrebat de două ori, pe cine căutați? Și de două ori au spus, pe Iisus. Și el de două ori a spus, eu sunt. Iisus acum putea să înfrunte, după momentele petrecute în rugăciune,
putea să înfrunte orice ce urma să stea înainte. Va sta înaintea lui Irod. Va sta înaintea marelui preot. Va sta înaintea dregătorului roman Pilat. Dar în fiecare împrejurare dintre acestea va sta cu fruntea sus. Va sta senin. Ca un om care se știe liber de orice vine, care nu are de ce să se teamă. Frații mei, surorile mele, de la Iisus am avea atât de multe să învățăm, și eu și voi. Nu vă vorbesc ca unul care le știe pe toate, vreau să învăț de la El. Și aș vrea să vă spun, atunci când am citit cuvântul acesta despre experiența lui Iisus în vieții mari, când l-am citit pentru prima dată, l-am citit fugitiv. Nu m-a impresionat deloc. Eram preocupat să termin repede Evanghelia după Matei, să o încep apoi pe a lui Marcu și apoi tot mai departe, să ajung la capătul Bibliei. Dar de vreme încoace, când citesc lucrurile acestea, descătușat de legăturile acestea ale gândirii la lucrurile pământești, când încerc să mă duc cu gândul și cu inima la ceea ce s-a întâmplat atunci, aș vrea să vă spun că de fiecare dată lucrurile acestea mă ating. De fiecare dată când le citesc, îmi aduc aminte că Iisus în Ghețimani a acceptat paharul pentru că a vrut să mă asigure mie și ție mă cu el. În dimineața aceasta este un mare har pentru noi că în mijlocul nostru se împlinește această lucrare. I-am mulțumit și cred că e mulțumit lui Dumnezeu. În dimineața aceasta este un mare har că Dumnezeu mi-a îngăduit și mie și ți-a îngăduit și ție să iei parte la această lucrare. Ar vrea mult să ia parte la ea și nu pot. De aceea, vă chem să ne arătăm mulțumitori. Să aducem mulțumire celui ce în grădina vieții mari și-a încheiat întotdeauna cu rugăciunile cu aceste uimitoare cuvinte. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și voia Tatălui Ceresc era ca în ziua de astăzi, eu și tu, să putem întinde mâna să ne împărtășim. Pentru ca prin această împărtășire să ne dea încă binecuvântări peste acelea peste care, pe care mi le-a dat până aici. Binecuvântat să fie Domnul. Vă chem, dragii mei, să ne plecăm pe genunchi. Aș vrea să aducem înaintea Tatălui Ceresc o rugăciune de mulțumire. Gândindu-ne la momentul Ghețimani, moment atât de greu în viața Domnului Iisus, să-i mulțumim lui Dumnezeu Tatăl și apoi să rugăm să ne curățească pe deplin. Amin.